Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Sunt aici singur, de fapt nu sunt cu nimeni. Aici e Mărțanu. Da? Și astăzi respect că pentru voi este un video special. E cu animale. Și nu știu dacă putem merge acum în parc. Dacă sunt muncitorii. Așa, muncitori în parc, că ieri am găsit un porumbel și am vrut să-l salvez, că era atacat de două pișiți. Fugărit pișicile, mi-a luat 30 de minute să prind porumbelul. După i-am dat pâine, apă și după l-am lăsat un pic, m-am dat pe leagăn, când vin văd că e mor, că a omorât că a omorât pisica un porumbelul. Deci da, ca așa se termina viața porumbelului. După, nu știu, cred că puteți să râdeți, am făcut o mormântare. Ok, hai să traversăm. Ok. Hai să vedem dacă găsim ceva animale. A, uite o pisică. Da, cred că e din aia maidaneză care fuge asta. A, e din aia care fuge. Uite-o. A, nu vine. Îmi pare rău că n-am mai filmat acum de mult. Ieri am făcut doar câteva videoclipuri pe Shorts. Dacă vă uitați pe canalul meu, o să vedeți acolo videoclipuri noi pe Shorts. Un porumbel mort. Aici e porumbelul mort. Ai, săracul. Păcat. Cred că pisica care a trecut așa pe aici a făcut asta. Și Blano. What? Ce? Asta nu-i cumva blană de câine sau de pisică, cred. Chestia, nu știu de ce dimineața. Ui! Uite! O pisică acolo. Nu știu de ce dimineața nu prea sunt șerpi. Că acum câteva luni am mers la Christopher și am văzut și mi-a zis că bunica era să fie atacat de șarpe. Așa mi-aduc aminte. Și am văzut șarpele. Dar când l-am atins nu mi-a prea plăcut. Așa. Că atunci cred, nu aveam canalul de YouTube. Atunci. A, ba da, aveam canal de YouTube. Am găsit nuț. Sorin Orza. Hai că sunt dacă. Și ce scrieți în comentarii ce poate fi asta, că eu nu știu. What? Foai, cum miroase. Avem grijă. Ok. A scăpat bățul. În gunoier. Nu avem treabă cu el. Păcat că nu putem, frate, mă, să mergem în parc. Că acolo sunt ceva. Acolo sunt găuri de șerpi. Așa mi-a zis Angelo. Dacă nu-l cunoașteți pe Angelo, căutați acolo pe YouTube Spider-Man Rezblu și o să-l vedeți. Da?
cei care îl știu, cred că deja știu, îl știu pe el. Dar eu îl știu, e prieten cu mine, facem vloguri. Și n-am mai venit de câteva zile astea chestia. Gravă. Că nu știu, cred că și-a luat ceva vacanță. Dar așa nu mai stăm la vorbe să se căutăm o dată n-ai de ceva. Ce așa? Cine așa gata? A, sunt de la biserică. Și acum? Că ce pute! Mai bine e să plecăm de aici că... Că... Miroase urât. Aici... Da? Nu-i nimeni. Știu că mai de multă răspoiere am găsit ceva și o pârlă. Am prins-o după am luat-o în băț, am atins-o din greșeală, am apășat prea tare și s-a făcut și o omor. Și o pârlă, dar chiar era faină. Pe undeva, era pe undeva pe acolo. Deci era pe undeva pe acolo. Hai să mergem. Chisea că dacă filmam asta în pădure, atunci era fain. Și cred că acolo cred că găseam vipere, șerpi, poate chiar vipera cu cornă sau ceva șopârlă. Știam? Nu mai șopârlă aici. Poate și așa ceva pe aici. Nimic. Nu prea găsim animale pe aici, decât dacă filmăm asta în pădure. Ce mâșgă asta? Vine mașina de gunoi. Hai, mergem repede, mergem repede. Acolo e mașina de gunoi. Ok. Păi, dacă era acolo șopurile, era fain. Ce aici? Nu, ne băgăm. Că poate ne electrocutăm. Ok. Nu prea găsim animale, asta e chestia. Ceva în copac? Nimic. Îmi pare rău că n-am găsit animale, dar ăsta a fost episodul. Mai, o să mai fac ceva vloguri cu animale dacă găsesc. Cam atât a fost episodul. Pa, pa!